Viceprimarul SUCV, Lucian Harșovski, ne-a declarat că municipalitatea ar trebui să suporte o sumă foarte mare pentru transportul acestor resturi la groapa de gunoi de la Botoșani. Cei care au de transportat deșeuri rezultate din amenajări pot face contracost. Primăria municipiului Suceava transportă deșeurile la groapa de gunoi de la Botoșani de pe data de 16 iulie. Tot începând cu această dată, a început și o selecție riguroasă a gunoailor care se transportă către municipiul Botoșani. Pentru că dacă se transportă o cantitate mai mare, automat și costul este mai mare, ajungând la aproximativ 13 milioane de lei vechi o cursă. Repet, taxa de salubrizare este doar pentru deșeuri menajere și noi, transportând mai puțin, plătim mai puțin. Dacă vom transporta și aceste deșeuri provenite din casele unor oameni care fac modernizări, costul va fi regăsit în buzunarele tuturor. Fac apel aici fie la cei care depozitează, dar mai mult la vecinilor, să ne informeze acolo unde inspectorul primăriei nu se descurcă și nu identifică persoana care a depus, în așa fel încât să nu fim nevoiți să stăm cu acele deșeuri câte o săptămână, două la punctele de colectare până le ridicăm. Bineînțeles, ele trebuie ridicate contra cost. Cei care au astfel de molos provenit din construcții îl pot duce la groapa de la Mirăuț contracost sau pot apela la primăria municipiului Suceava, serviciul de salubrizare sau firma Rosal și tot contracost poate fi ridicat.